Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24 Și ieșind Iisus și plecând de la templu, s-au apropiat de el ucenicii lui, ca să-i arate clădirile templului. Iar el răspunzând le-a zis, Vedeți toate acestea, adevărat cresc vouă. Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii, deosebi zicând, Spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Răspunzând, Iisus le-a zis, Vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând, Eu sunt Hristos și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie. Luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul, căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, și va fi foamete și ciumă, și cu tremur mare pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Iar din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui și se va propovădui această evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Deci când veți vedea urăciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel, prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudea să fugă la munți cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta, căci va fi atunci strâmtorare mare cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup. Dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci de va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeți căci se vor ridica hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă, iată, este în pustie, să nu ieșiți. Iată, este în cămări, să nu credeți. Căci precum fulgerul iese de la răsărit, și se arată până la Apus, așa va fi și venirea fiului omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar, îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei. Iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va arăta pe cer semnul fiului omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi de la marginile cerurilor până la celelalte margini. Învățați de la smochin pilda. Când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar de ziua și de anul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea fiului omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau și se însurau și se măritau Până în ziua când a intrat noi în corabie, și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți, la fel va fi și venirea fiului omului. Atunci, din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și altul se va lăsa. Din două care vor măcina la moare, una se va lua și alta se va lăsa. Privegheați, deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoașteți, că de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți, fiul omului va veni. Cine oare este slujitorul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste slugile sale ca să le dea hrană la timp? Fericit este slujitorul acela pe care, venind stăpânul său, îl va afla făcând așa. Adevărat, zic vouă, că peste toate avuțiile sale îl va pune. Iar dacă acel slujitor, rău fiind, va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe și săi de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, veniva stăpânul slujitorului aceluia în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște și l va tăia din dregătorie și partea lui o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.